Dar nu e problemă de liberare, că nu știu la ce vreau. Așa, dar nu în relație este, nu e așa. Sau e foarte vechi, în procedură, știu care e asta. 2009, da? Da. Nu greșesc. Nu vorbea să fie sați odată, să fie examinat și să fie pronunțat cu hotărâri, sau ce? Eu doresc să fie sați cu pronunțat, eu îl spun de mine. Contract care a fost la noi original, am luat notar. Când în străineț, adică nu s-a fost un singur teren și gata. La Istra care... Dumneavoastră la Istra în orice lucru. E la dumneavoastră, la domnul Pentecter și la tărăuși ce se dați. Nu s-a făcut prin acela notar să luați contractul și contractul? Eu am fost, dar dumneavoastră nu am venit de asta. O să fie în arhivă și s-a. Dacă nu ar fi cine se lucrează? Se lucră pe mine, dacă se lucrează. Întrebări? Nu. Întrebări asta, nu sunt despărțită în locul acesta. Eu? O rog, o să așa să se lucrează. Eu sunt... Ormați în tot că aveți un statut deosebit în proces. Nu am vorbit și ce sunt. Întrebări? N-am nimic de mai. Lăsați. Aveți ceva de adăugat cu ceea ce a vorbit reprezentantul? Referitor la... Eu am fost la notar și mi-a luat eliberat copia contractului de vânzare din Bădare. Din 2005 și din 2009? Nu, din 2005. Poftim... Iacului. Nu știu de ne-au luat o contracte, domnul Osace, și eu vă duc că mă dune un cel drept, când la mine un document, optiți tot, aia. Colegii de la Curții de Apel Chișinău, în temei articolul 385, alineatul 1, liter C, 389, 390, cod procedură civilă, decide se admite apelul, se casează integral hotărârea primei instanțe și se emite în pricină o nouă hotărâre prin care se respinge integral ca neîntemeiată acțiunea înaintată împotriva de Iepure Tudore, împotriva lui Osaci Brânc, privind anularea actului juridic. Decizia cu drept de recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de 2 luni. Colegiul. Ședința se declară închisă. La cine revenim? Cum e mulțumit? Ți-o respins, o anulat hotărâre și o admis apelul lor și ți-o respins cerințele matale. Ești mulțumit de asta? Nu ești mulțumit. O să mergeți la Curtea Supremă, nu? Da, scrieți. O scrieți. El o să scrie de pe ce? El o să spune că... N-are de ales. Da. Din ce an spuneai că e litigiul ăsta? De când vă judecați? Din 2005. Din 2005? Da, din 2007. Apoi eu le-am dat, am amânat documentele, dar în 2007 au făcut. Și care a fost motivul? Eu nu știu de ce judecata asta. O judecat. Nu, dar de ce vă judecați? De ce? După ce eu luat pământul nelegitim, eu testament am tot de la mamă, tot, de ce sunt, tot am. Cât pământ? Ha? Cât pământ? Pământ la 3 hectare, eu nu am luat din cel la pământ. Deci ai avut mata moștenirii, da, și au avut fratele. Din ei fratele, bun. Deci fratele au avut în 89, documentul, 89, nu? Da, mata când l-ai avut? Din 2004. 94. Deci mă în 94. Testamentul, da? Din 94. Și acum instanța nu o recunoaște. Da. Instanța le-a recunoscut odată, dar în principiu... Iată, azi l-a anulat. În principiu, nu, în principiu... Spuneți dumneavoastră. Deci azi i-a respins tot. Azi ți-a respins totul. Azi ți-a respins totul, ai văzut? I-a respins tot, hai, nu avem timp. Bun, vorbim la următoarea instanță. La Curtea Supremă.